ce este dragoste. Voi faceți dragoste, noi facem sex. E foarte ciudat când se întâmplă asta împreună. În același timp. Adică știți ce înseamnă dragoste, probabil, că știți multe. Poți ia misionarul, te lași un pic pe ea, ea face... Dragoste. Nu-i ciudat? Dragoste? Da. Pentru dragoste! Zici că suntem la uftul. Hai, ne dezbrăcăm tot și are. Hai. E foarte ciudat. Femeile își fac dragoste în același timp cu tine. Și e ciudat. Acolo e dragoste și aici așa. Aia nu-i dragoste. Ăla e sex. Nu mai spuneți. Am auzit și eu. Nu știu dacă ați auzit și v-ați citit prin cărți. 69. Aia nu-i dragoste. Pe bune. Ați văzut cum intri? Parcă intri... Tu, ca băiat, nu știu. Parcă intri în avatar. Dacă nu poți să respiri, deși am păstrești, exact la mă tine, nu am vulcare peste tine, ești acolo, doamne. Eu nu pot să vorbești, n-ai ce să fac, cum de să-i vorbesc, să-i cu dinăuntru. Ce faci, ești copil? Mă auzi? Mă place, știu că mă place zona asta, dar nu o să mă bag în ea, să știți. Nu, nu. M-am bucurat foarte mult, nu știam exact unde să ajung, știam că e o chestie care te-a venit, dar nu știam că e stand-up for education. În minunatul Grai Moldovul Beresc, s-a spus. Băi, eu nu mai știu ce se întâmplă acum în școli, dar nu vorbesc de voi, că acolo la studenți e ok. E viitorul vostru, e treaba voastră dacă vă duceți sau nu. Eu zic ce să vă duceți, știți că acum o să zic, bă, am 34 de ani, am făcut o facultate șmecheră, am ajuns aici, nu contează. Șmecheră. Șmecheria. În București. Ideea e cam așa. Am înțeles că acum în școli, ăștia mici, de clasa 1, că de acolo să ia mici, ăia sunt nasoi, ăia sunt, acolo e treaba. Eu îmi imaginez ca profesor, dacă mi-a spus un profesor, băi, nu mă mai înțeleg cu ăștia, fă ceva, vină tu, zile ceva, niște glume, deci eu aș intra cu un cat, nici n-aș mai lua catalogul corpului, că e o chestie mare, așa, n-ai știu, un iPad, ce rău, da? Aș veni, uite așa, mă ajunge în clasă, buz, ding! Dragi elevi, vă rog toate iPhone-urile, pendurile, PSP-ul dat pe catedră. Eu zic, catedră, ți-am zis? Nu știu. Scoateți o foaie de hârtie. Băi, și-am urmă să vrea să dăm voințele? Mă rog, e bine că nu știu. Dragi copii, astăzi vom învăța despre mari blogeri români. Eminescu, Creangă, Caragiale. Eminescu avea niște posturi foarte lungi, foarte lungi, în versuri. Nu le termina niciodată posturile, tot timpul avea later edit, totuși este trist în urmă. Later edit, totul este trist, nu tot așa. Ei de obicei stăteau aici la porta rece cu laptopurile, le puseseră wireless, jos la subsol. Acolo s-a scris laptopisețul Moldovei. Nu, ce le explici oamenilor? Ce le spui? Și bine s-a cunoscut-o pe Veronica Mică pe Hi-Fi, era Veronica Mică acolo. Vreau să cunosc poet consacrat. Veronica, eu credeam că ai mai mic. Maiorescu, care îi filma pe Creangă, când spunea povestea poveștilor dezbrăcat. Și îi filma cu telefonul, punea pe YouTube. Nu-i nici ciudat. Nu știu ce. Sau, nu știu dacă știți, poate s-au interzis și la voi, dar știu că în școlile astea mici s-au interzis alimentele nocive. Ce-au înțeles oamenii de la minister, da? Alimente nocive. Nu mai avu cu brânză topită, nu mai avu cu cartofi prăjiți. Băi, de droguri n-a zis nimeni nimic. Ceea ce era, băi, de mâine nu mai aveți voie cu droguri. Imaginez că stai acolo cum sunt bătuți, nu mai vin la școală. Și mi-imagine, cum se face chestia? Cum faci? Cum faci să înveți? Pachetelul la control! Ionescu, ce ai în pachetel? Nu mă mai place Hochland. Și unul spart rupt acolo. Ce ciudesc un Popescu un gazdă? Oregano. Da, oregano e bun, dar să nu pui mulți. Ca să înțelegeți bine, să știți, nu sunt de acord cu căcatul ăsta. Mai bine pe mobile împreună. Ideea e cam așa.
Cu ce ați venit până aici? Cum vă duceți acasă? Vă văd un peț. Cu taxiul? Cu domnul Jean. Stați aproape? Vin și eu. Hai să facem numărul ăla de magie. Băi, să aplaud de toți cei care urăsc taximetriști. Eu nu știu ce trebuie să faci ca să devii taximetrist, dar cred că trebuie să fii cel mai top TikTok din lume. Bine, bine. Iese? Asta e n-am ce să fac. Unii sunt ok. Dar îi nimerești foarte greu. De obicei tot sunt... Știți de unde începe calvarul? Calvarul începe de la dispecerata aia. Care nu poate să vorbească altfel. Nu cred că așa e preselecțelele. Cum vă numiți? Mariana. Nu vrea. Dumneavoastră? Rodica. Veniți-vă. Nu, cum de greu? Ele nu știu litere. Litere. La ce scară stați? Pe barbo? Nu. Pe barbo? Femeie, pe litere la barbo. Nu, nu. Ele știu așa. Ana, barbo, Costică, Dumitru și Elena. Se pune dracu să stai la o scara H într-un bloc nou. La ce scara stați? Așa. Nu există. Bă, și ai ajuns cobor, zice, 3 minute. Deja te îmbraci ca un nebun, te duci să nu întârzi. Ai văzut că ajungi odată cu el și el deja e așa. Te pui acolo umil pe locul din dreapta, nu îndrăznești să stai în spate. Deci ce stai în spate? Stai acolo în față, da? Unde mergem? De parcă toți așteaptă o destinație incredibilă. Helsinki. Unde mergem? La Copou, la aici. Mamă, ostează tot. Da. Și pe unde doriți să o luăm? Ce stăm mai noi, mă, Google Maps? Că tu stai să zici, uite, aș vrea să stăm de aici, de alta acolo. Ați văzut că n-au niciodată rest? Indiferent de când lucrează, orice pacnotă, puile de aia, așa, toți sunt așa. Tu te și schimbă, băi. Tu ești un pic. Dar cel mai nasol e dimineața, când o să plecăm aici, pentru că nu e așa, rămâne la petrecere după. Ok. Ziceți voi, unde e pentru cel mai mișto? Hey, dimineața eu când plec din cluburi, nu mai mă duc până așa, uite așa, până la taxi, mândru, și acolo să mă umilesc în fața lui. O să mă vedeți, când veniți prin București, sunt singurul care merge, uite așa. Ea nu mă mai obosesc, mă duc, știi cum e, te duceam, nu vă zic, băi, tine răi? Nu, ok, nu, băi, mai să mă zic, tine răi, băi, știi ce așteaptă ei? Ei așteaptă cursa aia de retragere, adică la 5 dimineața ei, dacă stau în nu știu ce cartier, vor să-i duci și pe ei acasă, ca pe gagici. Și deja îi întreb, deci mă duc la ei zic, nu vă supărați unde sunt, bata, cum mă doare, mă. Știi? Și mă duc, da, mai am o tactică foarte, vă recomand și vă, mergem la aeroport, dar întâi trece prin tineretul, zic, mai aștept haine. E foarte bună, funcționează tot timpul. Și ce ciudat că nu te întreabă niciodată. Niciodată să nu spuneți, veți avea un dialog absurd, niciodată să nu spuneți șeful. Că îți va răspunde într-o chestie, într-un mod în care nu te aștept. Șeful?